Bună ziua, dragilor! Așa cum unii dintre dumneavoastră deja și-au dat seama, există un concurs prin care puteți beneficia de o citire personală cu mine. Detaliile le veți avea în primul comentariu de la acest videoclip. Adică, cei care se vor abona la acest canal și vor lăsa un comentariu, prin tragere la sorți, vor putea beneficia de o citire gratuită. Dar mai multe detalii veți afla în primul comentariu de la videoclip. Și acum să trecem la ale noastre. Acest videoclip este despre cum va fi următorul partener sau parteneră din viața noastră și când va apărea în viața dumneavoastră în funcție de fiecare persoană în parte. Așa cum puteți vedea, sunt trei variante. Varianta numărul 1, varianta numărul 2 și varianta numărul 3. Și o să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați. Vă las câteva secunde să alegeți. Bun. În cazul în care nu v-ați hotărât încă, puteți pune pauză pe videoclip. Și când sunteți hotărât, puteți vedea. Iar eu încep cu varianta numărul 1. Să dăm puțin astea deoparte să avem spațiu. La varianta numărul 1, va fi o persoană instabilă emoțional și financiar. Va avea mulți bani pe mână, dar îi va cheltui pe vicii, petreceri. Poate să fie petreceri, poate să fie jocuri de noroc. Deci, amante, deci sau amanți. Deci nu e o persoană care să aibă grijă de bani. Îi place să se distreze, îi place să se simtă bine, nu îi mai interesează altceva. Are tendința să bea și încă nu s-a recuperat complet dintr-o relație anterioară. În 8 săptămâni veți cunoaște această persoană. Mai exact pot să spun între 4 și 8 săptămâni. Veți cunoaște persoana respectivă, iar dacă deja o cunoașteți, într-un fel sau altul, vă veți întâlni cu el sau ea și veți ști că este persoana respectivă. Cam atât am avut de spus pentru varianta numărul 1. Și voi trece la varianta cu numărul 2. La varianta numărul 2, punem cărțile așa să se vadă bine. La varianta numărul 2, este vorba despre o persoană ce este ținută, să spunem, manipulată de cineva din familie și ascultă foarte mult de prieteni. Această persoană vă va fi partener. Dar înainte să se dedice relației, va trebui să-și ia viața în propriile mâini. Pentru că acum are, probabil stă cu părinții sau ăsta și-l manipulează foarte mult. În aproximativ o lună veți cunoaște această persoană sau dacă o cunoașteți deja, vă va contacta. Atenție la datele de 5 și 6. Poate să fie
și 5 și 6 mai, dar cred că va fi 5-6 iunie. Oricum, dumneavoastră fiți atenți la datele astea și veți ști sigur cine este persoana respectivă. Cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 2 și voi trece la varianta numărul 3. La varianta numărul 3 este vorba de o persoană extrem de rațională. Vrea să pară dur sau dură, dar nu este atât de dur sau dură precum vrea să pară. Mai mult este indecisă și schimbătoare și nu știe să piardă niciodată. Este o persoană care tot timpul vrea ca toată lumea să fie de acord cu ea sau el. Nimeni să nu contrazică această persoană. Însă, realitatea nu e chiar așa. Uneori mai primește și contre. Această persoană probabil este o persoană cu putere de decizie. Și în unele cazuri este o persoană hotărâtă, dar prea hotărâtă, pot spune, în sensul că și dacă nu e bine, el merge înainte sau ea merge înainte cu ideea, nu vrea să schimbe pentru că doar el sau ea are dreptate și nimeni altcineva. Această persoană vine între 3 și 6 săptămâni și o veți cunoaște, sau dacă o cunoașteți deja, în unele cazuri e posibil să o cunoașteți și să revină cu un mesaj, cu un telefon, poate chiar vă întâlniți întâmplător. Doar că fiți atenți, deoarece chiar dacă o cunoașteți deja și revine după mult timp, e posibil să spună că doar el sau ea are dreptate, că dacă v-ați cunoscut la un moment dat și v-ați despărțit din cauza dumneavoastră, nici de cum din cauza lui sau ei. Deci fiți foarte foarte atenți la ce vă spune. Și mai este ceva, nu vă enervați din prima. Lăsați-o să spună ce vrea și abia după ce spune ce vrea, lăsați puțin de timp să treacă și luați legătura din nou și lucrurile vor merge în direcția bună. Altfel ajungeți să vă certați și până la urmă ziceți, știți ceva, gata. De-aia vă spun, atenție mare. Cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 3. Sper că v-am fost de folos. Mă bucur că m-ați urmărit. O să vă rog să nu uitați de acel concurs despre care v-am spus și la început, prin intermediul căruia puteți beneficia de o citire gratuită, personală. Doar prin simplu fapt că vă abonați la canal, dați un like și lăsați un comentariu. Eu vă doresc să aveți o zi cât mai frumoasă, un weekend cât mai plăcut și un 1 mai cât mai liniștit. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și pentru că sunteți abonatul acestui canal. Vă mulțumesc, la revedere!